În această da seară a fost dat startul Festivalului Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu. A 29-a ediție a festivalului a început cu opera la Traviata de Giuseppe Verdi sub bagheta dirijorului Andrei Iurchevici. Componența trupei este multinacională, din ea făcând parte vedete de operă din România, Spania și Republica Cehă. În afară de opera la Traviata, la festival vor fi prezentate și alte opere renumite, în care, între care Aida și Macbeth, precum și spectacolele de balet Lacul Lebedelor și Don Quixote. Colegul nostru, Iurie Gologan, se află la evenimentul de lansare a festivalului și este gata să ofere detalii. Iurie, te ascultăm. Domnilor și domnilor, bună seara. Într-adevăr, acum o oră a fost inaugurat acest prestigios și mult așteptat eveniment cultural, cea de-a 29-a ediție a Festivalului Internațional de Opre și Balet, Maria Bieșu. Potrivit organizatorilor, chiar dacă în acest an festivalul se desfășoară în condiții de restricții impuse de către autorități generate de pandemia de coronavirus, Totuși, emoțiile de revedere și nivelul prestației artistice a interpreților, artiștilor invitați de peste hotare pentru a evolua împreună cu artiști consacrați a scenei naționale vor impresiona cu siguranță publicul prezent în sală. În acest an, publicul va revedea opere celebre, recunoscute și se va delecta cu prezența artiștilor invitați în cadrul acestui prestigios Festival Internațional de Operă și Ballet. Potrivit organizatorilor, numărul de locuri din sală a fost redus la capacitate de 25% din numărul locurilor disponibile. Așadar, invităm iubitorii de artă ca să fie alături de noi. Vă reamintim că, începând cu această seară, care a debutat cu celebra opera lui Giuseppe Verdi, Traviata, va culmina pe 26 septembrie cu un concert de gală, să fie alături de artiști invitați alături de artiștii noștri și împreună în spiritul artei să susținem acest extraordinar festival internațional de operă și balet. Vă reamintim, doamnelor și domnilor, că autoarea acestui festival, cea care l-a conceput și a avut grijă ca pe parcursul anilor, artiști notorii de pe scenele internaționale să vină în Republica Moldova este nimeni altă decât primadona Operii Naționale, Maria Bieșu. Evenimentul este un omagiu adus acestei mari artiste și este o invitație lansată în fiecare an pentru scena din Chișinău de a găzdui nume sonore de pe scena internațională. Doamnelor și domnilor, vă invităm să fiți alături de noi, alături de postul nostru de televiziune în contextul Festivalului Internațional de Operă și Balet. Maria Bieșu a ajuns la cea de-a 29-a ediție. Iurie, îți mulțumim! Festivalul Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu se va încheia în data de 26 septembrie, când va avea loc un concert de gală la care, conform tradiției, vor fi interpretate arii din spectacole de operă în care a cântat celebra cântăreață, iar spectacolul La Traviata poate fi urmărit în această seară, începând cu ora 22.40 de minute la postul public de televiziune Moldova 2.